Neața, neața, urșilor! Este duminica astăzi, tocmai ce am pus clipul pe public, pe YouTube, clipul cu săptămâna 29, am slăbit 50 de kilograme, fraților. Și sunt super fericit pentru că a fost primit foarte bine. Am primit și multe comentarii acolo de felicitări. Îmi place că pot să vă inspir pe cât mai mult să slăbiți, să faceți și voi o transformare, să fiți mai sănătoși. Sunt foarte fericit pentru rezultatul pe care l-am avut. Sunt super fericit, încă mă bucur. Astăzi vreau să facem așa un clip special, să vă arăt ce mănânc în prima zi de după cântarul oficial, practic, pentru că ieri m-am cântărit. Și vreau să vă arăt cum, ce mă răsfăț eu astăzi, ce mănânc astăzi, toată ziua, da, și ce fac. Este o zi de duminică și începem în ziua, bineînțeles, cu produsele mele apicole, da? Cu miere de rapiță, dar nu prea mai e. Vedeți, mă chinui aici să fac de o linguriță jumate așa să îndulcesc cafeaua asta. O să mănânc și niște păstură, avem aici păstură foarte bună. O să iau și o linguriță de api complet și apoi o să coborăm să facem ceva de mâncare, da? să vedem ce avem prin frigider și să luăm micul dejun. Mamă ce roșii frumoase avem acolo în solar, ia uitați cât de multe sunt. Haideți să mergem să culegem câteva. Vai de capul meu, uitați cum sunt ciorchinii fraților, plini, plin 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 plini, plini de roșii, plini sunt. Uitați-le peste de aici, cât de mari sunt. Astea rozalii, dar încă nu s-au făcut. Ia uitați-o și pe asta, cât de mare Mamă, astea sunt enorme de aici, astea rozalii. Uite, sunt și de -astea mai mici. Hai să culegem. Aici avem uh, al alt soi, dar avem mai multe soiuri. Extraordinar. Hai să intrăm așa. Și să ne apucăm să culegem câteva. Mamă, 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 câte sunt. Vai de capul meu! Foarte fain! Să mănânci bio de la tine din grădină, să vii la tine în solar și să sculești roșiile proaspete și să mănânci proaspăt. Să știi că sunt naturale, să știi că nu sunt stropite cu tot felul de tâmpenii, că nu mănânci plastic sau ceară. Încercați să mâncați, fraților, cât mai multe legume, cât mai multe fructe, încercați să mâncați cât mai natural. Ia uitați și mei cum arată roșiile astea de la mine din grădină. Extraordinar, zemoase, Coapte, superbe, foarte, foarte bune. Am tăiat aici două roșii, pe care o să le mănânc cu niște salată de icre. Avem pâine aici, din asta neagră de la Velpitar. Mi-am scos trei feliuțe de pâine. Aici avem două tipuri de brânză. Brânză de wine. Și aici avem chiftele. Chiftele cu foarte multe legume. Haideți să vă arăt. mm, -hmm. mm oricum nu prea se vedea. Ideea e că nu o să sărbătoresc cu cine știe ce astăzi, pentru că am foarte multă mâncare în frigider. Mai am o grămadă de chestii pe lângă ce am scos acum. Am și cârnați, am o, mai am două, trei tipuri de cașcavaluri, de brânză. Mai am niște sos, mai am lipii, pot să-mi fac pizza de casă, pe lipie. Puteam să-mi fac și ouă prăjite, mă rog, în tigaie, așa, dar n-am avut chef cu cârnați, cu nebunii. Probabil că o să-mi fac mai încolo. Așa că nu o să sărbătoresc cu tot felul de prostii. Nu am chef să mă duc la magazin astăzi, vreau să mă relaxez. Este duminică este prima zi după ce am slăbit cele 50 de kilograme și o să mănânc mâncarea pe care o mai am prin frigider pentru că am foarte multă. Și sincer să fiu încă nici nu am pofte pentru că săptămâna asta și în general, în fiecare săptămână am mâncat foarte multe prostii, mi am făcut poftele, da? Aproape în fiecare zi mi-am făcut poftele cu câte ceva. În congelator au înghețate de nu știu câte feluri, din acelea super bune. Mi-au urmat de atunci de la clipul acela cu înghețate, cu cele mai scumpe înghețate. Ați văzut că în perioada mea de slăbire am făcut o grămadă de clipuri, am mâncat hamburger de la McDonald's, KFC, dulciuri, chipsuri, ciocolată, absolut orice. Dacă n-ați văzut perioada mea de transformare corporală când am slăbit 50 de kg, vă invit să urmăriți toate clipurile pentru că sunt frumos făcute pe săptămâni cu toate mesele din fiecare săptămână și cu cântarul oficial. Spun asta pentru cei care nu știu încă, care nu m-au descoperit până acum care nu au văzut acele clipuri. Da, deci asta era ideea. Pofte nu am, am foarte multă mâncare, așa că o să sărbătoresc cu ce am prin frigider. Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă. Ia uitați ce am aici în grădină urșilor, mere. Ia uitați ce frumoase sunt. Mâncați fraților natural, mâncați de la voi din grădină, mâncați chestii sănătoase, fructe, legume, consumați produse apicole, dacă vreți să fiți urși și să faceți o transformare. Ia uitați orșilor ce comandă serioasă de miere avem aici. Avem 30 de kg de miere, avem 15 kg de miere de salcâm. Din asta super, super bună, premiată la târgurile naționale și internaționale Apicole. Avem două bidoane de câte 5 litri. Un bidon din asta are 7 litri jumate, adică 15 kg. Și aici avem încă două bidoane de miere polifloră. Foarte bună și asta extraordinară, miere premium, super, super bună. Dacă doriți și voi să comandați și nu sunteți din cu Vâlcea, puteți face o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro V-am pupat o zi bună! Facem cardio urșilor, nu ne lăsăm! Bagam o oră de cardio și a uitați ce avem aici! Nu vine să cred că frunza asta, tufa asta, încă mai face din astea. Extraordinar! Mmm! Mamă cât de bună e zmeura asta! Mai proaspătă de atât! Nu se poate, înțelegeți voi, direct de la mine din grădină. Mâncați mm. multe fructe, mâncați multe legume, consumați produse apicole și veți putea și voi să slăbiți 50 de kg ca mine. Veți putea face și voi o transformare corporală, veți putea fi mai sănătoși și credeți-mă că asta este cam 80-90% din ceea ce trebuie să faceți. Mâncare naturală, slabă în calorii, cum ar fi fructele și legumele sport, da, mișcare, să vă mișcați cât mai mult corpurile, cardio în fiecare zi, o oră, două ore, cât puteți voi, nu cardio la intensitate mare, mers pe jos, este cel mai simplu cardio și îl puteți face pe o perioadă lungă de timp și vă puteți recupera. Dacă vreți mușchi, trebuie neapărat să și la sală câte oră pe zi să lucrați cu greutăți și să consumați produse picole și multă proteină. Ia uitați, avem aici niște cârnați de la Matachi Măcelaru. Să le dăm și la cățelușii noștri să pape ceva bun, pentru că sunt de o săptămână și ceva și au devenit un pilipicioș. Ia uite rostul gol. Stai, bă, bă, stai, bă, stai așa. Dă unul încoace, coa, ce ești? la pământ doi. Să-i dăm și lui Maiuțu unul. Păi da. Ia uite, mă, frate, e la pământ doi nebunul ăsta. Nebunul ăsta mic. Ia se vedem aici cu un papa amândoi, ia. Mhm. Uh -huh. Ia uite ce mănâncă. Le place. Le place, cum să nu le placă? Cum ne bea să nu le placă cărnatul? Cărnatul de la Matache, măcelarul. Cred că sunt din aia oltenești. Mhm. Uh -huh. Le place. Avem și noi, luați de la Diana, de aici, de la o carmangerie din Vâlcea. O să-mi fac mai târziu. O să-mi fac și mai târziu. Cu niște cartofi frăjiți. Păi da. În schimb, noi ne vom lua acum niște pepene, pentru că am făcut sport și vreau să mănânc niște pepene. Mamă, iau toți că pepene aici. Nu știu, pe care să-l iau. Hai că-l iau pe asta, că stă mai bine caserul ăla aia. Caserul ăla aia o mănânc mâine. Mai avem niște chestii pe aici, niște budinci proteice, Pepsi Zero, da? Hai să luăm caserul ăla asta și să mergem sus să ne relaxăm un pic, să ne uităm la un film. Am terminat cardio, am făcut o grămadă de pași și astăzi. Așa, haideți că am ajuns aici sus la mine la laptop. Ia uitați, avem un lighean, fraților. Un lighean de pepene două chile de pe ne avem aici. Este foarte bun, este răcoros, mai ales după ce faci cardio, după ce transpiri. Prin căldura asta este extraordinar. S-a făcut ora 7 urșilor, ia uitați ce masă mi-am făcut aici. Mi-am făcut singur de mâncare pentru că ai mei sunt pe caz dacă limănești. Vând acolo o miere, avem o tarabă, în fiecare weekend se duc. Iar weekendul viitor suntem la Vâlcea, în parc în Zăvoi avem un târg și probabil că o să particip și eu acolo să fac niște filmări, să vedem ce găsim de mâncare. În fine, haideți să vă arăt ce am aici de mâncare, ce mi-am pregătit. Ne-am făcut două prăjite, niște cartofi prăjiți, niște cârnați prăjiți, foarte buni, iau și mișto arată, zici că sunt bomboane. Și o să mănânc totul cu sos din asta de usturoi de la KFC și cu ketchup dulce, da? O să-mi peste și o să mănânc. Am reușit și astăzi să merg două ore, am făcut 14.000 de pași, vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă. Doamne, cât de bun a fost! Și acum după masă merge un desert din asta, Kit -kat. o înghețată corectă. Ia uitați cât de mișto arată! S-a făcut ora 11 și avem aici o pizza de casă, mi-am făcut-o așa pe lipie. Am pus 100 de grame de mușchi, am pus două feluțe de cașcaval din la boschetar la folie, niște sos de roșii, o jumătate de ceapă și două ciuperci. Și acum o să punem niște ketchup din asta dulce peste. Ia să vedem noi. Așa puțin, nu foarte mult. Ai. Ia uita și mișto arată acum. Foarte tare, foarte bună pizza asta și se face foarte repede, în 10 minute e gata. S-a făcut ora 12 noaptea urșilor și mi-am adus aminte că am Nutella. De atunci de când am făcut clipul ăla cu comparația între Nutella și Milka. Așa că o să mănânc Nutella cu niște stixuri din acestea. De la Croco, da? Ia uita și nu sunt sticksurile astea, sunt enorme. M-a învățat cineva în Bulgaria. Erau niște fete la bar, niște barmanițe, când am fost mai de mult în Bulgaria și m-au învățat cum mănâncă ele. Ia uitați. <laughs> e așa Nutella pe sticks. Mm -hmm. Ce super! Super tare! Ați mâncat vreodată Nutella așa? Cu sticksuri. E super tare că sticksurile astea, vedeți, au sare pe ele și sarea cu ceva dulce merge foarte, foarte bine. Uh -huh. Sarea potențează gustul nutelei, gustul de ciocolată. Ia uitați! Super fine! O să bag câteva stixuri din astea cu Nutella. Aveam poftă de ceva dulce și nu... nu știam ce să mănânc și m-am gândit și mi-am aminte de nutele asta care o aveam acolo pusă bine la păstrat. Super tare! Hai că vă las, vreau să mă nu liniștit. Și cam așa am sărbătorit eu prima zi după ce am slăbit 50 de kilograme. Nu a fost cine știe ce, am mai mâncat lucruri din acestea în dieta mea. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la acest canal. Iar dacă n-ați văzut episoadele din singura transformare live, din transformarea mea de 50 de kg, vedeți că vă las pe aici clipuri, da? dați click pe aici și uitați-vă la toate clipurile de pe acest canal, pentru că am clipuri în fiecare săptămână și o să vedeți ceva extraordinar, ceva ce nu s-a mai făcut. Și bineînțeles, dacă vreți să fiți puternici ca niște urși, nu uitați să comandați de pe site-ul meu www.miretv.ro cele mai bune produse a la cele mai mici prețuri. Eu sunt Otto, până data viitoare, v-am pupat! Ciao!